Tuturor. Mulțumesc că ați dat curs invitației de a participa la această conferință de presă. Am să anunț motivul pentru care v-am invitat și care sunt informațiile de interes public pe care dorim să le transmitem astăzi. Am convocat pentru data de luni o ședință extraordinară a Consiliului Local pentru a aproba o serie de proiecte de maximă importanță pentru orașul nostru. Este vorba despre o actualizare a valorilor proiectelor de modernizare a coridoarelor de mobilitate, respectiv strada Mihai Viteazu, Bulevardul Decebal, Piața Cugălnicianu, Bulevardul Traian și strada Dimitrie Leonida, Bulevardul 9 Mai. Am să și intru în detalii imediat privire la modificările care intervin pe aceste coridoare de mobilitate. Mai sunt și alte proiecte pe ordinea de zi pentru ședința de luni, respectiv aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru cele două proiecte pe care le solicităm spre finanțare pe Planul Național de Investiții. Vom aproba contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de dezăpezire. Acestea sunt proiectele cele mai importante și, de asemenea, proiectul cu privire la concesionarea activității Serviciului de Salubrizare pe zona 1. În ceea ce privește modernizarea coridoarelor de mobilitate, sunt de făcut următoarele mențiuni. Am avut la nivelul anului 2018 un studiu de fezabilitate, un DALI inițial, care a fost practic piesa de rezistență în cadrul cererii de finanțare. În urma acestor studii de fezabilitate au rezultat niște valori care s-au dovedit a fi ulterior mult sub evaluate. La începutul acestui an, proiectantul, în urma unor măsurători mai detaliate și ca urmare a deprecierii, degradării, stării de viabilitate a drumurilor ce sunt supuse modernizării, au rezultat valori diferite, ca urmare a unor cantități diferite. Cantități care sunt modificate din cauza faptului că pentru preluarea denivelărilor apărute este nevoie de un strat de uzură, un strat de asfalt mai gros, de la 4 cm la 5-6 cm și în unele cazuri chiar 8 cm. S-au descoperit în daliul revizuit necesitatea ridicării cotelor unor trotoare, se suplimentează unele guri de scurgere. Asta presupune lucrări de desfacere și refacere a structurii rutiere. Apar noi rampe și noi configurări de rampe pentru persoanele cu dizabilități, noi trotoare, relocare de stâlp de iluminat. Toate acestea presupun cantități și lucrări diferite, care necesită implicit un volum de muncă suplimentar și toate aceste modificări au dus la o creștere a valorii pentru realizarea acestor lucrări. De asemenea, anul acesta, în luna septembrie, am scos la licitație primul coridor de mobilitate. Faptul că această pandemie care a lovit întreaga lume a generat o serie de
provocări noi. Pe de o parte, lockdown-ul care a afectat mare parte dintre țările lumii a dus la diminuarea producției, a dus la o reducere a cantităților, a stocurilor de materiale de construcții, a dus la o serie de blocaje în lanțurile de aprovizionare și de livrare a materialelor de construcție și a tuturor tipurilor de materiale, a dus la o serie de creșteri de prețuri în ceea ce privește gazele naturale, electricitatea și așa mai departe. Și a dus și la o creștere pe toate nivelurile la materiale de construcție, dar și la manoperă. Toate aceste dezavantaje, toate aceste provocări au contribuit și la rezultatul precedentei licitații pe care am organizat-o pentru modernizarea coridorului Dimitrie Leonida 9 Mai. În sensul că nu am avut nicio ofertă. Având această experiență, am zis că nu ne putem permite să avem eșecuri la alte licitații, motiv pentru care am solicitat proiectantului actualizarea devizelor pe toate cele trei coridoare de mobilitate. Și așa cum este lesne de înțeles, avem din nou modificări ca urmare a identificării unor creșteri de prețuri care se regăsesc în noile devize. Acestea fiind zise, dacă la valoarea inițială proiectele de modernizare a celor trei coridoare de mobilitate însumau sau ar fi costat în total 57 de milioane și jumătate de lei, dintre care 2% contribuția municipiului. Dacă în urma daliului revizuit cu completarea celor cantități am ajuns la o valoare de aproape 70 de milioane de lei, astăzi constatăm că valoarea modernizării celor trei coridoare de mobilitate ajunge la 90 de milioane de lei. Din care vom avea o valoare nerambursabilă, deci pe care o vom deconta pe proiecte, de aproximativ 55 de milioane de lei, iar contribuția municipiului urcă de la valoare de 2% și ajunge la aproape 39%, respectiv 34 de milioane și jumătate de lei. Cam acestea sunt informațiile pe care vreau să vi le redau pe scurt și și vă voi sta la dispoziție pentru eventuale întrebări la finalul acestei conferințe de presă. În ceea ce privește decizia de a supune la votul consilierilor locali în ședința extraordinară de luni, documentația de atribuire pentru managementul deșeurilor pe zona 1. Am avut mai multe discuții în ultimele luni cu reprezentanții Adieco Neamț și cu consultantul care a ajutat la realizarea documentației de atribuire și ne-am asigurat că este un document bine fundamentat și că, până la urmă, elementul de cel mai important pe care îl avem în vedere este menținerea unui tarif într-un grad de suportabilitate pentru cetățenii orașului, de maxim 10,8 lei pe persoană. Vreau să mai menționez un lucru. Apreciez că activitatea de plantare a noilor castani se desfășoară în grafic. Până în momentul de față avem mai bine de jumătate dintre
tani plantați și deja am trecut la activitatea de tutorare a arborilor pentru ca aliniamentele stradale să fie perfecte. Dacă domnul dr. Liviu Harbuz, directorul meu de cabinet, și dacă domnul Vlad Moscalu, city managerul orașului, doresc să facă completări, îi rog cu... Bun. Momentan nu, dar vom vedea în funcție de întrebările din public. Bine. Am o rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate, să avem maxim 3 întrebări pentru fiecare publicație.